Salut, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție din Super Mondial, emisiunea în care se vorbește despre campionatul din Qatar, nu despre maneliștii din trending. Că m-a întrebat aseară un băiat, bă, dar nu faci și tu o super dedicație dacă e Super Mondial? Nu, nu facem. Totuși, dacă apare vreo piesă despre fotbal, să știți că noi nu vom ignora. Am avut o zi plină de meciuri, au fost 3 partide, Anglia a învins Iranul cu 6-2, un meci care mi-a amintit de performanțele Simonei Halep când învingea cu 6-2. Am avut și Olanda cu Senegal, un meci echilibrat și foarte frumos, țara Galilor cu Statele Unite 1-1. Ce să mai? Am avut o zi plină și frumoasă, dar pentru a analiza mai bine ce s-a întâmplat azi, am ales să chem în platou un specialist în comentariile din fotoliu, un om care are păreri chiar și atunci când nu îi le ceri. Atât vă spun. Dacă ar fi putut ajunge un fotbalist mare, pai de capul meu cât ar fi realizat, dar are picioarele făcute de Gepetto. Doamnelor și domnilor, Ionuț Rusu. Mulțumesc, nu mai fi putut descrie mai bine, dar no? Într-adevăr, am un picior de lemn. Știu că am un picior de prigoană, practic. Mereu te lauzi cu picioarele tale de lemn, dar cumva în sufletul tău dăinuie un fotbalist mare. Da, întotdeauna a fost un fotbalist mare. Dacă aș juca cu sufletul, eu întotdeauna când îmi imaginam că joc fotbal, mă jucam excepțional. Nu? Ai, în păcate, trebuie să-l joci fizic. Ce jucai în copilărie? Erai atacant, fundaș? Băi, nici n-aveam posturi. Eram atât de ratat încât nici măcar n-aveam posturi. Stăteai undeva și ridicai mâna. Eram portar înaintaș, știu că la noi... Frică răducanu. Da, adică n-aveai voie să ieși ca portar mereu, știi? Și era portar înaintaș. Trebuia să stabilim asta de la începutul jocului. Băi, ieși sau nu e? Adică dacă nu-i stabilită, nu facem altfel. Da. Și care crezi că ar fi fost porecla ta de fotbalist? Știi că la foarte mulți fotbaliști aveau poreclă în funcție de o trăsătură fizică. Uite, Ronaldo era dințosul. Care crezi că ar fi fost porecla ta? Pistruiatul. Mergea foarte bine. Mergea, că i-am avut mereu. I-am și acum la mine, adică nu îi las acasă niciodată pistrui. Sau întotdeauna. Aproape chelul, că încep să... Acum, da, acum aproape chelul, da, pe atunci stăteam bine la podoba capilară. Adică aveam și păr și pistrui. Vâlvoi, ți s-ar fi zis. Și burtică, o aveam de mic. Adică aveai burtică de mic? Am recoltat o... Să zic că pătrim burticuță. Burticuță, da. Burticuță. Și burticuța la balon. Burtos, stai că dințosul a devenit, stai, din sosul e Ronaldo Cristiano? Nazario. Ah, păi și acum e burtosul. Acum e burtosul? Păi ei se zice că are burtică. Burtică? Ăla e un sac ce are acolo. Păi da. Aia nu-i burtică. E un sac de ciment, da. Ionuț, ți s-a spus vreodată că semeni cu vreun fotbalist? Da. Cu cine? Cu Neymar. La cum driblezi întrebările mele? La talent, da, cu Neymar, pentru că mă mișc exact el. Dar nu, cred că seamăn cu De Bruyne, mi s-a zis că seamăn. Da? Cu Kevin De Bruyne, da. Cu tipul de la Manchester City. Nu mă așteptam la și asta. Și mi-ar plăcea. Că nu mă așteptam ca oamenii ăștia așa mai ginger să ajungă... Că noi suntem foarte anemici. Nu rezistăm. Noi care nu facem fotbal, dar avem jucători în campionatul nostru care sunt. Eu zic oamenii cu specificațiile mele fizice, adică nu ești așa mai blonzi spre portocaliu, trebuie suntem... Aveți deficit de calciu, de ceva. De toate. Deci suntem predispuși la boală. Și țin minte, pe teren fugeam doar câte vreo 6 minute jumate și după aia direct leșin. Chiar ultima dată când am jucat fotbal, sau penultima dată când am jucat cu prietenii mei acasă, după 5 minute jumate m-am dus la baie să... Mi-a fost rău. A venit tot rău din tine. A ieșit tot ce era mai necurat. Și am dat afară și le-am zis că am mâncat ceva stricat. Ca să nu uite, pare, și noi am nimerit, tot cu De Bruyne te-am asemănat, dar pare așa, dacă mă uit la voi doi, pare că tu ești fiul care n-a realizat nimic, care a rămas acasă. Da, ratatul familiei. Și el a plecat în străinătate. Ăla căruia îi zici frate tot cum poate. Dar frate, tot cum poate la Manchester? Că a avut toate condițiile, tot lângă aceeași cabană de lemn, aia e cabana părinților mei. A fost o cabană foarte scumpă. Da. Cred că au dat undeva. Pare că tu muncești mult acolo. A fost 18 milioane de lei vechi. Adică a fost, s-a investit. Adică prețuri din astea astronomice. Acolo am crescut eu cu frățiorul meu ăsta pe care îl vedeți aici în dreapta. Și a fost vreodată la tine la cabană? L-ai invitat? Da, grătare, peste grătare, îți dai seama. E renumit de Bruyne pentru grătare. Mereu o bagă pe aia. Pune și mie o manea, că în Anglia n-au. La Manchester nu-i lasă. Guardiola nu prea lasă să asculte. Mai trec românii noștri pe acolo și ascultă involuntar. Și mai dau așa cu... Dar ce meniu ai pregătit la cabana ta lui Kevin De Bruyne?
Păi în primul, i-aș face un gulaș, că un gulaș. E în zona ungurească, e în Arghita. Da. Așa, după care i-aș pregăti niște... un grătar. Hai mă, niște mici, nu-i da niște mici tradiționali? Dar nu de la cabane, aș da niște mici de la mine, de la piață din Gheorghen. Că ai tu micii de Gheorghen. Cei mai buni, dar doar sâmbătă se vând, atât de bun. Oh, s-a atât de căutați. Cei rar se dă doar o dată pe săptămână. Cei așa normal, cei firesc, se dă în fiecare zi a săptămânii. Deci aș da mici de acolo, gulaș făcut de taică-miu. Și salată făcută de maică-mea. Ai, faci meniu zilei, că tu tot iubești să faci meniu zilei. Asta, da, și un șnițel. L-ai luat pe tir cu tine? Că tu ai fost tirist, ai mers pe tir o perioadă. Are așa un pic de are meclă. Are trăsături? Are un pic de meclă de tirist, da. Are față de om care ar descărca undeva pe centura Austriei? Nu, dar are față de om care ar apela la niște servicii pe autostradă. Ah, ok, am înțeles. Adică, pare, fetița? Pare, nu? Face, mă rog. Da. Noi am mai găsit o asemănare, pe asta nu anticipezi și nu ne-ai zis de ea. Asta, na, am încercat și nu ne dăm tot seama. Tot cu un fotbalist? Tot cu un fotbalist. Noi da, noi credem că mai semeni cu cineva. Credem că mai semeni imediat ca să-ți lasă așa, să ai impactul vizual, știi? Cu Royce. Băi, cu Marco Royce, da. Pare fratele tău mai mare și mai golan. Și care mă bătea în copilărie. Păi uite! După privirea... Da, eu spălam vasele cum mă punea el, mă obliga, știi? Pără, bă, vasele alea. Dar uite cum se uită. Pare că la un moment dat ție ți-a plăcut de o fată și el s-a dat la acea fată. Și da, a făcut copii cu ea, dar nu pare că fata aia a fost iubita mea. Dar are mânuțele mele, dacă te uiți, are exact mânuțele mele. Da. Deci este exact brandul ăla. Vezi că are o circumferință super mare la biceps. Da, identic sunteți la brațe, aceeași culoare. E din familie. E din familie. Și părul ușor blond pe brațe. Ce meserie crezi că ar fi avut Royce dacă n-ar fi fost fotbalist? Băi, stivuitorist. Este exact. Deci eu când eram șofer pe tir, așa arătau toți stivuitoriștii din Italia. Cu cercel în ureche? Toți. Cu cercel în ureche și privirea asta era. Ei. De pe stivuitor, depinde ce marcă ai. Dacă ai o marcă din aia șmechere, te uiți la fete, știi altfel. Am înțeles, deci e... Dacă ai stivuitor... Dacă îți permiți, ești pe ranguri. Da, că dacă ai stivuitor, nu știu, Sandero... un stivuitor, am înțeles. Așa, dar dacă ai un Mercedes de stivuitor... Fii atent, noi, Ionuț, avem și un corespondent aici, pentru că suntem o emisiune cu buget, frate, cum știe deja toată lumea. Am trimis pe Doru Traducătorul în Qatar. Cine crezi că... Cui crezi că i-a luat interviu? Unui antrenor mare, atât îți dau hint, antrenor mare și asociază cu Manchester United. Să văd dacă strece cineva prin cap. Dan Petrescu, frate. Exact, Sir Alex Ferguson. Vedem imediat un interviu cu Sir Alex Ferguson. Bună seara, dragi telespectatori! Sunt extrem de emoționat pentru că lângă mine la interviu se află unul dintre cei mai mari antrenori din istorie. Este vorba de Sir Alex Ferguson, omul care a amestecat gumă în cariera sa cam cât toată populația Angliei la un loc. Hello, mister. Te rog să-mi spui sir. Mister e doar Ilie Dumitrescu. Sir, first of all, I would like to ask you, why are you wearing a coat here in Qatar? După ce antrenezi 26 de ani în Anglia, îți intră frigul în oase și nu mai simți căldura. Plus că e și mai comod, nu mai trebuie să mă schimb zilnic de haine, îl trag dimineața peste pijamale și rămân așa toată ziua. Who is your favorite in this tournament? Băiatul meu, Cristiano Ronaldo. I mean, what team do you like to win? Cristiano Ronaldo e echipa mea preferată. E singurul jucător din istorie care poate să-și dea singur pasă și centrare de gol în aceeași fază. You always treat Cristiano like your truly son. It's something we should know. Vedeți voi, tot ce pot să spun e că fotbaliștii, când pleacă în deplasare, nu marchează doar în poarta echipei adverse. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. One last question. How often do you change the chewing gum? Nu schimb niciodată. Am aceeași gumă de 30 de ani. Am și personalizat-o. Am pus sigla Manchester United pe ea. Când mă plictisesc o mestec, o bag în buzunar și o reiau mai târziu de unde am lăsat-o. Thank you, mister. Sir, să nu uităm. Totuși o realizare pentru noi că am vorbit cu Sir Alex Ferguson, deși ultima imagine cu guma în palmă m-a șocat. Câte gume crezi că mestecă pe zi Sir Alex Ferguson? Pare
Băi, da, dar pare că o folosește doar guma și nu și periuța și alte lucruri. Adică am impresia că e etern pe e gumă. Din era aia. De când îl știu eu, de când a antrenat Manchester, parcă de prin 2005-2000, antrenează de Manchester. Foarte mult. A stat, dacă nu mă înșel, 26 de ani la Manchester sau 22 de ani, nu știu, pe acolo. Deci din 90, da, 90 și un pic. De foarte mult, da. Dar oricum, imens antrenor. Adică a făcut niște performanțe. Da, un antrenor uriaș. De când a plecat, efectiv, nu prea s-a mai întâmplat nimic în Manchester. Dar și atunci el a avut o perioadă în care nu a mai avut rezultate. Dar, bă, ți-e rușine să-i spui lui Sir Alex Ferguson nu că... Nu poți să-l dai afară, știi? Știi? Că dacă era la FCSB... mi-a luat el campionat. Cu tare, cu tare. Dar dacă anul ăsta nu ia, păi pierde pe Calibari cu Sir Alex Ferguson. Știi? Cumva într-acolo ne-am vin. Da, la Manchester n-a avut tratamentul ăsta. Dar uite că acum Manchester merge super, o să retrogradeze probabil. Eu cred că o să-l cheme la un moment dat înapoi. O să fie Qatarul campionatului Angliei. Vai. Vai, apropo de Qatar, ai văzut meciul ieri? Da, da, da. E singurul pe care l-am văzut, că n-am apucat să le văd pe celelalte. Și cum ți s-a părut? Mamă, Dinamo din Mondial. Ți s-a făcut dor de Liga 1? Eu sunt Dinamo vis, să nu vă supăr, dar e Dinamo din Mondial, pur și simplu. Adică vedeam cum sar din ei mingile. Era efectiv, zici că aveau ceva, o chestie care sărea, da, da, cum da, sare pumnul sărea... când dai la mare, la Costinești, da, așa da. Sărea mingea din ei la da, preluare. Ceva teroare. Ai vreo favorită în turneul ăsta? Mi-ar plăcea da. Să câștige o țară super, super slabă, mega slabă, dar nu Qatar. Nu Qatar, da, toată lumea are o problemă cu Qatar. Nu, că deja... Să câștige Senegal? Tunisia, cineva Senegal. Fără nicio șansă, știi? Bun, noi i-am întrebat și pe oameni, am întrebat poporul cu cine ține, să aflăm păreri, ca să ne facem și noi o idee cu cine merge mai departe. Și vedem acum un material. Aveți o favorită la câștigarea campionatului mondial? Argentina. Argentina. Și dacă n-ar fi Argentina, cine credeți că va câștiga? Franța. Franța. Este vreun jucător care vă așteptați să, nu știu, să explodeze, să se facă remarcat, să facă diferența la campionatul ăsta mondial? Ultima lui Messi, în care să facă tot. Aveți o favorită la campionatul mondial care să se impună? Sud-America, Brazilia sau Argentina. De ce credeți că are la capacitate? Argentina pentru că au jucători buni, Messi în formă și stilul lor. De joc. Ce echipă crezi că va câștiga campionatul mondial? Cred că Argentina, dar ce este într-o formă foarte bună. Care este favorita ta, în schimb? Favorita mea? Aș putea spune Franța. De ce? Pentru că are foarte mulți jucători în formă, care joacă bine, mai ales Mbappé. Benzema? Da, Benzema, care câștiga Balonul de Aur. Dintre jucători, care te aștepți tu să fie cel care va străluci, care va ieși în evidență? Care va străluci? Da, care va ieși cel mai bun, să zici. Cred că Ronaldo, deoarece este ultimul lui turneu și o să dea tot ce mai bun. Mai ales că n-a avut o formă foarte bună la United în acest sezon. Brazilia ar fi... Da, de ce? Au un fotbal spectaculos, valori mari. Deci place ochiului, cam asta ar fi. Mai sunt și Argentina, care are echipă puternică iară. Aveți o favorită la câștigarea trofeului? Argentina. De ce credeți că? Cred că e momentul lui Messi să ia și el un titlu mondial la nivel de echipă, că altceva nu are. Plus lotul echilibrat, toate vedetele care joacă în Europa. Asta ca favorită, dar cine da. Va câștiga? Greu de zis. Sunt mai multe posibilități. Franța... Germania nu trebuie toată din calcul, Anglia și Brazilia, bineînțeles, care e abonata permanentă, nu întotdeauna cu șanse de reușită. Cred eu? Brazilia, zic, eu sunt cu Brazilia. Sau, nu, Argentina. Cu Messi. Dar o favorită aveți? Aveam Italia, dar Italia nu merge. Cred că Franța are echipă puternică, cu toate compartimentele, un Mbappé care este fenomenal. Și o echipă completă, constantă. Dar care echipă v-ați dori să câștige? Eu mi-aș dori Anglia. Urmăresc cu frebilitate campionatul englez și aș dori Premier League și mi-aș dori să câștige Anglia.
Iată că părerile sunt împărțite, dar cântăresc mai mult spre America de Sud, spre Brazilia, Argentina. Nu știu de ce își imaginează oamenii că ele ar fi favorite, pentru că mi se par că sunt prea multe vedete acolo ca să... Important este să urmărim cu frebilitate. A fost amuzant. Oamenii au fost foarte, drăguți. Foarte, foarte au fost drăguți cu noi și au și da, aparent suntem o țară înfrățită cu Sud-America. Pare că mi-a plăcut țară... domnul care țin cu Brazilia. Nu, Argentina. Că... Nu, scuze, vai, băi, Rodriguez, scuze. Era acolo. Mamă, cam și un naș acolo. Deci, aparent, da, suntem o țară, cred că și dacă participa România, toată lumea, Argentina. Toți suntem, avem o înclinație către argentinieni. Către Argentina, da. Avem tendința, pentru că e fotbalul spectaculos acolo și că l-am tot urmărit în ultimii ani la campionatele mondiale, că, băi, ne dorim să facă niște jumbuș lucruri jucătorii brazilieni sau argentinieni. Ionuț, am și câteva super întrebări pentru tine. Oh, dăm super întrebări, George. Căci mă ocup cu asta aici, mă știi doar. Fii atent, trebuie să răspund cu da sau nu? Imediat. Aoleu, asta e super grea. Ce regulă ai eliminat? Ce te deranjează pe tine în fotbal? Ce regulă ai scoate? Cornerul. Cornerul? Da, nu-ți place cornerul? Nu mai existe corner. De ce? Vreau o mantă. nu-mi place jocul pe sus. Nu știu, nu mi-a plăcut din copilărie. Mie mi-era frică să dau cu capul și mereu, deci nu stăream la minge, treceam sub ea și ziceam, n-am ajuns. Știi, da, ea era aici și eu mă băgam așa. N-am ajuns, frate. Nu știu, mi se pare că e și dureros. Dai cu nasul de multe ori. Ai pățit să dai cu nasul la corner? Minge. De câte ori ai dat tu cu nasul la corner? Sună și foarte dubios. Dai cu nasul în corner. Dai cu nasul în corner, da, în steagul ăla. Nu, faze că atunci când ți se centrează o minge și trebuie să dai cu capul, n-ai pățit să dai cu nasul, să dai cu obrazul. Da, am vorbit și cu fotbaliști mari, la fel au pățit să dea cu nasul în corner. Ieri golul ăla lui Valencia, da, ecuadorianul, fratele nostru, da, a fost dat tot cumva... Cu nasul. Nu cu nasul, dar așa cu partea capului, nu dat cu fruntea, știi? A fost undeva cu partea asta unde n-ai... Perfect justificat, cu vârtejul. Dar ce regulă introduce în fotbal? Există ceva ce ți-ar plăcea să vezi în fotbal? Mâine ești Sepp Blatter. Să fie minim 5 femei în fiecare echipă. Minim 5 femei? Adică să fie echipe mixte? Da, da, echipe mixte și că sunt niște femei... Uite, și România are... Vai ce ceartare și pe teren. Vai ce supărare. În primul rând... Acasă și soții. Nu, să fie soții femeile respective, soțiile fotbaliștilor. Ca să fie acasă, în echipe? Doamne. Da, ca acasă să aibă această problemă. Are și mare... Ce ai făcut, mă, la auto ăla? Ce ai făcut? Că ai stricat tot. Ai stricat tot la auto ăsta. Da. Ce tatuaj ți-ai face dacă ai câștigat campionatul mondial? E greu. Băi, da, nu pot să zic pe TV. Ok. Să zicem că aș juca cu Brazilia. Așa. Finala campionatului. Da. Aș face un hashtag urarea de pe stadion Brazilia. Urare. Și să rămâi toată viața cu urarea de pe stadion pe tine? Da, că așa dacă îmi desenez o cupă mondială sau dacă asta e clasică să-ți faci. Hai, România. Să-ți faci mascota de la campionatul la mondial. Uite, mascota de anul ăsta e foarte simpatică. Nu știu dacă ai văzut-o. O aveam aici, nu? Era la emisiunea trecută. Da. Nu, că e un șeic mascota, nu e un șeic? Da, dar e drăguț, arată așa ca o fantomă. Fantomă, da. Ca ghost, ca, știi? Fantomă. Da, e fantomiță și nu mi-aș face. Bine, atunci rămâne pe hashtag-ul tău. Nu, să fiu diferit, nu pot să te contrazic. Dacă ai fi antrenor, cum te-ai îmbrăca? Că ai văzut că sunt diferite ținute, diferite stiluri. Cred că aș fi genul cu training. Dar la meciurile astea mai slabe. Adică le-aș arăta echipelor astea care n-au șansă cu mine. Da. Bă, nu. Nu cum am la costum pentru un meci cu Brighton dacă eu sunt la Manchester City? Nu. Dar dacă aș juca cu Barcelona, m-aș îmbrăca. Dacă joci cu Chindia, de exemplu, Târgoviște, te și duci la Târgoviște, trebuie tricou, să te integrezi. Tricou, mai eu, direct. Mă duc în mai eu. Dar așa, dacă joc, mă rog, o echipă mai mare, dacă sunt, eu te sunt duci la Dinamo. FCSB? Da, acum și la Dinamo dacă joci cu Dinamo. Și la Dinamo dacă joci? Pui un papion, pui o cravată? Pun, ca Borcea. Adică pun și fac și... faci dansul. La cu Shakira, da, din tribuna oficială. Am înțeles. Deci acolo treci. Ce alegi? Primă de meci sau titlul de omul meciului? Primă de meci, garantat. Cine ține minte vreodată titlul de omul meciului? Tu știi titlul de omul meciului de la finala din Rusia? Cine a fost omul meciului? Nu, dar e o onoare să... Da, dar știi? Nu. Cred că nici familia lui, nu știu. Să zicem că o fi fost Modric. Știu, dar te lauzi un pic. Adică, băi, am fost omul meciului, a? Două zile. Și banii ce-ți ajung, cât îi cheltui imediat? Păi stai puțin, dacă e la finala campionatului mondial, cred că nu-ți dă 50 de euro.
Adică bănuiesc că da. Sunt niște prime acolo. Și asta e adevărat. Nu, vreau să fiu cel mai slab din meci. Cel mai prost. Efectiv, să stau pe teren. Avuseseră ieri Qatarul un om care a stat pe teren, zicea și comentatorul. Zic, bă, nu l-am văzut. Efect, părea că n-a fost pe teren da, și a da, venit da, prin minutul 75. Bă, a văzut început, că s-a trezit din... Ați început meciul. Dintr-o dată. N-a știut. Fii atent, Ionuț, mai avem o provocare pentru tine. Chiar super provocarea urmează. Vom vorbi despre meciul de mâine dintre Franța și Australia și vrem să vedem abilitățile tale de mentalist, de Nostradamus, dacă anticipezi ce o să se întâmple mâine. Și avem întrebările chiar aici. Cine câștigă și câte goluri se dau? Franța. Da. 5-1. 5-1? Da, eu aș merge pe 5-1. Te-ai îl dus? Dau o șansă Australiei, nu știu de ce, așa, din complezență. Mi se pare că se și înțeleg între ele ăștia care au așa, ca Iranul, știi, că a dat și Iranul în gol. Da, că trebuia să dea. Mă lași și pe mine, să dau bine acasă. Hai, bă, te rog eu frumos. Să nu mă întorc tocmai până în Australia, că e departe. E și situația aia acasă, că dai ok, mergem mai departe. Vedem următoarea întrebare. Deci 5-1, o să țin minte. Poate îți dăm și un premiu la final, dacă le nimerești pe toate șase, dar mâine te sunăm noi. Fiți atenți aici. Promisul lui Codin, că-l spuneți. Câte cornere vor fi în prima repriză? Zero, pentru că nu cred în cornere, că am vrut să le elimin. Eu nu cred în cornere, în puterea okay. cornerului. E o conspirație, să știți, dragi oameni, dacă vă uitați la noi, cornerele sunt o conspirație, ele nu există. Eliminați cornerele și o să fie mult mai frumos jocul. Ok, zero. Mergem mai departe. Câte cartonașe galbene vor fi în prima repriză? Unu. Unu. Și cine crezi că le-am? Australienii săraci, că sunt agresivi. I-am văzut, la I-am văzut la rugby și băi, mi-e frică de ei. Australienii, adică da. Adică mi se pare că jucătorii de fotbal din Australia sunt ăia retrași sau neacceptați în echipa de rugby. Știi că care mai au un job. Dacă la ei nu-i sportul cel mai iubit. Nu, e că e și cald și acolo. E... Și vine cu coada între picioare de la rugby. Da. M-a dat afară din echipa de rugby, mă bag aici. Câte șuturi pe poartă vor fi în meci? 11. 11. 10 ale Franței și 1 al Australiei. Și acel 1 va fi și golul de care ai spus. Va fi și gol, că o să se dea portarul lor, să zic, ah, bine, mă. Sunt sigur că ești foarte aproape ca pronostic, mai ales că nu există cornere. Da, eu mereu sfătuiesc oamenii, nu credeți în mine, nu vă luați după mine la nimic. Orice. Dar tu ai și noroc că te cunosc. Câte offside-uri vor fi în meci? 6. Toate Franța. Maxim 6. Maxim 6. 6 offside-uri frumoase. Toate Franța. Crezi că Mbappé va sta în offside? Adică nu știe să stea un pic la offside? Da, cred că da. Cred că Mbappé... Eu mai tare aș merge pe Australia, că ei... Că o dau la nimereală acolo? Cred, lungă și pe a doua, cum zicea regele. Nu, cred, nu mi se pare că să aibă multe atacuri Australia. Aia e toată șmecheria. Câte minute de prelungire va avea a doua repriză? Că ai văzut, astăzi au fost foarte multe minute. 4. Numai 4? Fix 4 minute vor fi. Astăzi au fost, dacă nu mă înșel, la Anglia-Iran, 10 minute. Nu, de regulă Franța trage de timp 4 minute, așa știu eu de francez. Sunt trăgători de timp cam 4 minute și după aia e, bă, e urât. Îmi place de tine că zici cu o încredere așa de parcă ești om de statistică. Tu pare că asta faci ziua. Să știi, adică îmi închipui că întotdeauna mi-am dorit să fiu analist la o emisiune din asta de fotbal. Uite-mă. Întotdeauna. Uite cum Dumnezeu le-a legat și suntem aici. Și sper să mai dureze 2 ore această emisiune. Probabil publicul de acasă nu speră asta pentru că se așteaptă să fie niște experți, dar... Mai trebuie și elemente de astea. Da. Nu o să mai dureze 2 ore. Atât a fost emisiunea din această seară. Îți mulțumim din suflet că ai trecut pe la noi. Te mai chemăm și pe tine că și tu mai ai să ne spui lucruri interesante. Vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați uitat la noi. Nu uitați, rămâneți cu TVR. Mâine vor fi 4 partide. Iar noi ne vedem seara la 23:40 cu un alt invitat. Să aveți o seară frumoasă.